Alineați, vă rog. Câte doi? Ai mai fost vreodată la mare? Nu, momentan. Prima dată. Și ce vei face tu aici? Cum vrei să-ți petreci vacanța? Păi vacanța vreau să mă petrec cu fundația, cu doamna directoare și să ne jucăm. O să faceți baie în mare? O să vă jucați pe plajă? Da, o să ne jucăm pe mare, o să facem toate activități. Va fi o vacanță frumoasă și am venit ca să ne distrăm toți la oaltă. Am venit să ne jucăm cu mingile, cei de la ATAC să ne învețe multe jocuri. Am ajuns la acest proiect în parteneriat cu Asociația ATAC din Galați și, bineînțeles, cu sprijinul celor din Năvodar, cât și a primăriei, cât și a taberei din Năvodar, care ne-au făcut plăcuta surpriză pentru a veni pentru prima dată la mare. Specific că foarte mulți copii din centru nu știu ce aia, măcar o plajă, dar minte să ajungă la mare. Primele serii de copii au sosit din județele Galați și Covasna. Mulți fac parte din familii cu venituri modeste, iar vacanța la mare nu ar fi fost posibilă fără implicarea primăriei orașului Năvodari și Consiliului Județean Constanța. Bine ați venit la mare, bine ați venit la Năvodari. Încercăm ca an de an să îmbunătățim cât de cât lucrurile. O facem în special împreună cu Consiliul Județean, Orașul Năvodar și Tabăra de Copii. Vrem să vă rugăm să popularizați Orașul Năvodar, stațiunea Năvodari și vă asigurăm că facem tot ceea ce depinde de noi ca de la an la an să găsiți condiții mai bune. Aici. În afară de scăldat și de baie în mare și vor sta la plajă, vor vizita foarte multe obiective turistice. Noi, de altfel, i-am prins în programul estival al Consiliului Județean și vor vizita delfinarul, acvariul, muzeul de istorie, muzeul de artă populară, muzeul de artă. Gazdele sunt pregătite să le ofere copiilor și însoțitorilor o vacanță de neuitat. Spațiile de cazare sunt renovate, la fel și cantina unde vor servi masa. Pe plaja fină au fost amenajate terenuri de sport, iar programul de distracție din fiecare zi este încărcat, astfel că nimeni nu va avea timp să se plictisească, mai ales că prognoza meteo ține cu cei care au ales să vină pe litoral în această perioadă. Suntem pregătiți să primim 670 de copii pe serie, suntem pregătiți din punct de vedere igienic-sanitar, cantina este autorizată sanitar-veterinar, spațiile de cazare, plaja. Și pe copii aici așteaptă distracție și voie bună. Pe lângă reprizele de plajă și baie, copiii vor participa zilnic la concursuri distractive pe plajă și competiții sportive. Seriile sunt dedicate concursurilor de dans, ori Miss și Mister, la discoteca din campus. Tabăra Năvodar va fi în această vară gazda a peste 2000 de elevi care vor veni la mare din toate colțurile țării.